Do you like it? To be honest, I like it more the standard version. I like it more standard version. But I like more the suspension. The suspension feels more precise and... Exactly. I jump and I feel everything with this suspension. But with this and the more weight, it's like... I don't feel the weight, you know. The only problem with it is the price. Yeah, I think it's a little bit higher. Salutare, prieteni, așa cum v-am promis, am ajuns să testez și eu Tenere 700 World Ride la Zărnești, la evenimentul organizat de Moto Dynamics, importatorul Yamaha în România. Am intrat pe circuit cu Tenere 700 varianta standard. Mi-a cam frică de ziua de astăzi, nu prea sunt eu prieten bun cu circuitele de motocross și mai ales cu efortul pe care trebuie să-l depui aici. Și acum urmează să intru și cu Tenere 700 World Ride, dar până intru vreau să trec în revistă pe scurt diferențele dintre această nouă motocicletă de la Yamaha și varianta standard Tenere 700 care se vede în spate acolo. Diferența majoră ar fi aceste două rezervoare care au acum 23 de litri. În rezervorul din partea stângă este o pompă de benzină, există un tub de egalizare a presiunii, mai jos există un canal comunicant pentru a nivela nivelul benzinei în ambele rezervoare. Practic asta îți crește autonomia foarte mult, am zis 23 de litri capacitatea rezervorului și mai mult de atât avem o dispunere diferită a lor, sunt mult mai scurte, acum nu mai ajung până la nivelul ghidonului, sunt mult mai joase. Ceea ce face ca centrul de greutate al motocicletei să fie mutat un pic spre fața motocicletei. A doua schimbare majoră pentru această motocicletă o constituie suspensiile. Avem furcă Kayaba complet ajustabilă cu alte componente interne mai ușoare, mai responsive, mult mai fermă. O furcă mai profesională, să zicem. Dar mai important este faptul că a crescut cursa acestei suspensii cu 20 de mm, acum avem 230 pe față și 220 pe spate. Însă, odată cu trecerea la această nouă suspensie, s-a ridicat și garda la sol cu 15 cm și tot cu 15 cm a crescut și înălțimea șăii. Practic a devenit o motocicletă mai greu de încălecat pe ea și de atins cu piciorul jos pentru cei mai puțini înalți, să zicem. Eu la 1,85 m ating destul de ok, mi-ar fi plăcut să fiu ca Paul Tares, măcar să am 1,90 m, m-aș fi simțit mai în control. Avem și un amortizor de ghidon, noutate, Ohlins, reglabil pe 18 clicuri, asta ar trebui să contracareze tendințele de voblaj. Au fost câțiva rideri, au fost mai mulți de fapt, care s-au plâns de faptul că Tenere 700, atunci când dai niște gropi mai mari, are tendința să înceapă să vobleze. În afară de suspensie și aceste două rezervoare, avem o șa nouă din două bucăți, mult mai lungă, care permite să te muți pe motocicletă, să-ți schimbi poziția în față, în spate, vine până aproape de capacele de la rezervor. Și noutate absolută, display color, TFT, cu conectivitate Bluetooth pentru telefon, poți să citești mesaje, poți să răspunzi la telefon direct când ai telefonul conectat. Și tot legat de acest ecran nou, îți permite și să dezactivezi ABS-ul, dar spre deosebire de Tenere 700 standard, există 3 moduri diferite de ABS. ABS pe toate roțile, pe ambele roți, poți să dezactivezi doar pe roata spate sau să dezactivezi complet. La Tenere 700 standard exista varianta doar să dezactivezi complet. În rest, motocicleta este aceeași, avem același motor CP2, cunoscut de pe MT-07, de pe Tracer 700, de pe Tenere 700 standard, deci 74 de cai, ultra testat de-a lungul anilor, foarte fiabil, asta contează la o motocicletă de acest gen.
dat și o tură cu tenere World Ride, am văzut pe pielea mea cum se simte greutatea asta în plus cu rezervorul de 23 de litri, dar pentru că nu sunt un expert pe circuitul de motocross, am zis să văd care e părerea unui specialist. Yannis este campionul Greciei la motocross MX1 și a mers cu ambele, atât cu varianta World Ride, cât și cu varianta Standard, și poate să ne spună mai mult cum simte el aceste diferențe. Ok, Yannis, so tell me, how do you feel this bike with all this different stuff? I mean, the extra kilos, the suspensions. The suspension is better than the simple Tenere. It's more hard and he gives you more options to, you know, to customize. Adjust. Yeah, to customize, to adjust. It's heavier than the simple, but you don't feel when you ride it. It's very well balanced. Well balanced, okay, yes, and he gives you confidence to go to what whenever you want in the track, and a lot of options to adjust to the ABS. It's very useful in, you know, in the track. And but how do you ride it in the track? With ABS off, completely off? With completely off, it's I like to drive because I want all the, you know, the feeling, the braking, everything. And you brake hard with the front when you are riding? Yeah, I brake hard with the front because it's heavier, you must push a little more brake than the simple Tenere. But with this extra load on the front, when you are braking hard on the front, do you think it's because better? Because it's, you know, the spring, it's harder and everything. You don't feel all the weight. Yeah, it's very... He gives you confidence. And what do you think about the... The stabilizer? Yes. I think it's very useful. It's very useful because you have the tank and the... He gives you stability in the track. There were some people complaining about the standard version, like if you hit a big pothole or something, it will start wobble, and that's why I think when I ride the simple Tenere, I don't feel so much because I ride the motocross, and this is gives me a feeling it's like I'm in the road. Don't like so much. It's very wide. I wanted more, you know. Yeah, also slim. For me it was hard because first I went on the Tenere Standard and it felt natural to grab the tank, but on this one it felt a little bit higher than usual. It's higher and wider, and I don't like this. I want my legs to feel the bike. Yeah. And what do you think if you are a beginner? Yeah. It will be easier to go on the standard Tenere or on this one? I think this one, because he gives you stable, he gives you confidence. I think it's good. But also if you are a beginner and you are taking the motorcycle in the woods, it's probably you are going to fall and you'll have to Get it up. Yeah, it's heavier. this is a problem, but I think you can go if you are a beginner. You can go with this bike a little more careful, but it gives you confidence and you can you ride it easy. The only problem with it is the price, I think. Yeah, I think it's a little bit higher. Because in the same price range, you also have Africa Twin closer. Yeah. And I also think Aprilia Touareg, it's a good competitor. Yeah, it's very good, but I think it's better for off riding this bike because don't have so much electronics and everything. And I think it's better for off road. On the road I don't ride it, on the street I don't know. Yeah, I didn't ride it either. But the standard Tenere was good also on the road. It has a short wheelbase and you can move it very fast on the curves. I remember the first time when I rode it, I was impressed on the street. Yeah, I think it's good competitor for Africa Twin. It's only, you know,
more it's like also in Greece, I think it's the same as in Romania. People want to get more for their money. Yeah, and yeah. When they see 700 cc with exactly 74 exactly. horsepower. Yeah, exactly. But I think this engine covers you. It's okay. It's okay. Thanks a lot for your feedback. And we'll see together on the track. Okay. L-ați auzit pe Yannis, pe scurt, așa, îi place mai mult World Ride pentru suspensie care este mai responsivă, să zicem, un pic mai fermă. Mi s-a părut chiar dură astăzi pe circuitul de motocross. E un pic mai grea datorită acestor rezervoare externe de 23 de litri. Se simte greutatea asta. Dar el zicea că pentru un începător motocicleta asta i-ar da mai multă încredere. Și Yannis zicea că ar fi un singur impediment pe care îl menționasem și eu sau îl percepusem, prețul acestei motociclete, care este de 13.700, e un pic cam mult, având în vedere că se apropie de range de Africa Twin, mai ai și un Aprilia Touareg care e un pic mai jos ca preț și acolo s-ar putea să fie probleme, că lumea o să se uite la bani și o să zică câtă motocicletă poate să primească de bani ăștia. Și s-ar putea să mi se pară puțin un motor de 700 cm3 cu 74 de cai. Dacă cumva ați participat la evenimentul de la Zărnești, sunt chiar curios să văd cum vi s-a părut această motocicletă, dacă ați mers cu ea atât pe stradă cât și pe circuitul de motocross. Aștept părerile voastre în comentarii.